2000 de lei a fost pe decembrie, apoi 1523, deci a mai scăzut oarecum și din iunie va scădea la 1438. Atât plătește lunar tânăra din Imagini pentru un credit luat în 2017 ca să-și cumpere casă. În ultimul an rata s-a dublat. Am făcut o socoteală. Dintr-un 1.900.000 în lei de acum 5 ani, am reușit să achit din rata în sine doar 17.000, atât. În prezent, dobânda cheie este de 7%, valoare la care stagnează de la începutul anului, după ce Banca Națională a decis să o majoreze cu 0,75% față de ultima ședință anului trecut. În aprilie 2022, rata dobânzii de politică monetară era de 3%. Românii vor resimți efectele acestei stagnări abia peste câteva luni. Scăderile ratelor nu vor fi însă unele spectaculoase. Robor este pe un trend de scădere și un trend de scădere care merge către 6, 6 fiind facilitatea de depozit. Sigur, începutul anului viitor vom avea și prima să zicem, tăiere de rate de dobândă de către Banca Centrală. De când ratele în lei au crescut, aproximativ 18.000 de români n-au așteptat ca Banca Națională să scadă dobânda cheie și au trecut de la robor la IRCC. La aceștia se adaugă alte mii de oameni care au trecut la rate cu dobândă fixă. Analiștii în creditare spun că, deși diferența dintre robor la 3 luni și IRCC este acum una mică, mișcarea a însemnat economii. Peste 7.000 de lei s-au economisit la un credit mediu de 250.000 de lei luat pe 30 de ani. Dacă chiar aveai acești 7.000 de lei în plus, puteai să faci rambursări anticipate la creditul tău ca să scapi mai repede de el. Decizia Băncii Naționale a României de a menține rata dobânzii de politică monetară vine în contextul în care rata anuală a inflației s-a redus la 15,52% în februarie, de la 16,37% în decembrie anul trecut. Următoarea ședință a BNR pentru politica monetară va avea loc în data de 10 mai.